Florin Salam nu a murit. Ce a scris cântărețul pe pagina sa de Facebook după apariția știrii? Lumea iubitorilor de manele a fost zguduită sâmbătă seară de vestea că idolul lor, Florin Salam, ar fi murit la vârsta de 42 de ani. Vestea s-a răspândit ca fulgerul, cu atât mai mult cu cât se știa despre acesta că este în spital. La câteva minute după apariția știrii, acesta a scris un mesaj pe contul său de Facebook dragilor. Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit. Ne vom revedea curând la concerte. Vă doresc sănătate tuturor. Și Betty Salam, fica interpretului de Manele Florin Salam, a reacționat după apariția în presa a informației că tatăl ei a murit. Ea a dezmințit informația și s-a arătat indignată de articolul apărut pe site-ul ProTV.